vă tot repetăm că este important să fim informați și să avem grijă de sănătatea noastră și, bineînțeles, de cea a copiilor noștri. Astăzi vorbim despre primul consult ginecologic cu domnul doctor Cătălin Haiduc. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Bine ați venit! Da, un subiect... mai ales că sunt tată de fată, exact. Și e de interes și pentru mine subiectul acesta. Domnule doctor, la ce vârstă trebuie să mergem cu fetițele la primul consult ginecologic? Când vorbim de primul consult, ne gândim la o perioadă cuprinsă între 13 și 15 ani de viață. Este nu de fapt un consult adevărat ginecologic, este practic o cunoaștere a ginecologului și medicul ginecolog are datoria să se informeze vis-a-vis de dezvoltarea caracterilor sexuale feminine, de apariția sau nu a ciclului menstrual, de aceste aspecte. De asemenea, tânăra care se adresează medicului poate să adreseze întrebări vis-a-vis de contracepție și de protecția împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Deci, domnule doctor, nu trebuie neapărat să venim după ce și-a început viața sexuală? Se vine înainte? Primul consult adevărat ginecologic se face cam la un an de zile după începerea vieții sexuale. Uh-huh. E bine însă ca, pentru a confirma că dezvoltarea este în parametri, să facem un consult, așa cum spuneam, înainte de începerea vieții sexuale. Eu mă gândesc acum la o fetiță minoră care s-ar simți mult mai în siguranță cu părinții. Are voie să intre la consult alături de mami sau de tati? Este chiar recomandat. Nu este normal ca acest consult să decurgă fără cineva alături de pacientă. Care ar fi perioada potrivită pentru acest consult? Și aici mă refer, înainte sau după menstruă? Ideal este ca atunci când pacienta vine să fie după terminarea ciclului menstrual. Uh-huh. Câteva zile după ce s-a terminat ciclul menstrual. Bun. Domnule doctor, ce fel de analize se recoltează la primul consult ginecologic? Așa cum vorbeam, primul consult este de fapt o discuție mai degrabă. Atunci când vorbim de paciente care deja și-au început viața sexuală, urmărim două aspecte. Posibilitatea apariției unor infecții vaginale și pentru asta se recoltează examene din secreția vaginală și foarte important acel examen Papanicolau care se face anual cam la un an de zile după ce a început viața sexuală. Deci e foarte important să ne ducem fata la medicul ginecolog pentru a stabili o relație, o legătură directă cu un medic, exact. Da? Căruia să-i se poată adresa indiferent ce întrebare are pe mai departe, da? Un specialist care o poate ajuta. Ideal ar fi ca fetele să poată adresa orice întrebare și să poată primi răspunsuri adecvate de la mama lor. Dar pentru a întări aceste lucruri și pentru a primi un răspuns profesional, bineînțeles, este importantă și discuția cu medicul ginecolog. Ați tot menționat această discuție. Aș fi curios să vă întreb, ce se întâmplă? Ce se discută mai exact? Primul lucru, medicul ginecolog are datoria de să se asigure că dezvoltarea fetei este în acord cu vârsta ei. Adică ciclul menstrual a apărut, are caracteristicile normale, nu o scoate din uz în timpul menstruației. De asemenea, pacienta pune întrebări vis-a-vis de începerea vieții sexuale, de protecția în ceea ce privește o sarcină nedorită și bol cu transmitere sexuală. Că vorbeați aici de afecțiuni și de boli cu transmitere sexuală, aș vrea să ne spuneți care sunt cele mai des întâlnite afecțiuni cu care se confruntă adolescentele. Dacă vorbim de adolescente care nu și-au început viața sexuală, cele mai frecvente lucruri sunt întârzieri în dezvoltarea sexuală, uh-huh. sau probleme neuroendocrine. În ceea ce privește pacientele după ce și-au început viața sexuală, infecțiile cu transmitere sexuală sunt cele mai frecvente. Am auzit de cazuri în care fetele nu merg la un control ginecologic pentru că le este frică sau pentru că le este rușine să facă asta. Un control ginecologic este dureros în vreun fel? De cele mai multe ori nu, și dacă se găsește, pacienta este într-o stare de sănătate, ar trebui ca acest consult ginecologic să nu fie dureros. Vis-a-vis de ce m-ați întrebat, insist din nou în ceea ce privește relația dintre mamă și fiică. Bineînțeles că mama ar trebui să prezinte acest consult ca făcând parte din ceva normal, din o atitudine normală vis-a-vis de prevenție.
Și, bineînțeles, și medicul ginecolog trebuie să fie atent atunci când o pacientă îi se adresează pentru prima dată, să dea dovadă de delicatețe, astfel încât pacienta să plece de acolo fără să aibă vreun sentiment de teamă sau traumă pentru următoarele consulturi. După acest prim consult ginecologic, haideți să vorbim că fata și-a început viața sexuală. Deci este acel prim consult ginecologic. Cât de des ar trebui să meargă la consult? În principiu, dacă nu are alte probleme, o dată pe an în ceea ce privește consulturile profilactice. Uh-huh. Bineînțeles, îndată ce consideră că apar anumite probleme, cum ar fi scurgeri vaginale anormale, sângerări abundente menstruale sau intermenstruale, dureri pelvine, trebuie să se prezinte mai degrabă la medic decât la farmacie. Sunt multe paciente care se duc și cer sfatul farmacistei în ideea de a primi un tratament ușor. Uh-huh. E recomandabil ca pacienta să se adreseze direct medicului. Domnule doctor, cât de important este o discuție despre contracepție purtată de o adolescentă cu medicul ginecolog? Cred că este esențială. Și aici vreau să subliniez nu numai contracepția, cât și protecția împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Există boli cu transmitere sexuală care se rezolvă rapid, ușor, dar există și boli cu transmitere sexuală care pot să rămână toată viața. Și de aceea protecția este esențială. Și când vorbim despre contracepție, de asemenea, suntem totuși într-o țară în care avortul este foarte frecvent și ar trebui să încercăm să mergem mai mult pe partea de contracepție decât în această direcție. Să prevenim, sigur, mai bine decât să combatem. Da. Da, cu siguranță e un cum să-l numesc, nici nu știu cum să... Într-adevăr, ce ați spus legat de avort este îngrijorător. Și este extrem de important să fim informați și noi ca părinți, dar și fetele, de ce nu? Și aș vrea să vă întreb, care sunt problemele pe care le-ar evita adolescentele dacă ar veni la controlul periodic ginecologic? Așa, în afară de un avort, bineînțeles. O sarcină nedorită, asta ar fi primul lucru pe care ar putea să-l evite. Al doilea lucru, bolile cu transmitere sexuală. Și al treilea, afecțiunile care au debutul în tinerețe, dar se manifestă mai târziu, cum ar fi anumite forme de cancer. Cancer. N-aș vrea să plec înainte de a aminti și de oportunitatea vaccinării împotriva virusului papiloma. Tot HPV? Virusul HPV. Da, noi am mai discutat și aici în emisiune. Aceasta se discută de asemenea pe cât posibil înaintea începerii vieții sexuale. Este o recomandare pe care medicul ar trebui să o dea tuturor adolescentelor care se prezintă. Vă mulțumim frumos că ați venit în platou. Mulțumesc și eu pentru invitație.